domnișoarelor, doamnelor, sărut dreapta domnilor voastre. Onorată juriu, stimați spectatori, vă rog să primiți respectuos salutul nostru și să ne rugăm pentru fiecare dintre noi să trăim o zi împlinită și binecuvântată. Autorul libretului cantatei Inimă de Mamă rostește cu sinceritate cele ce urmează. Am scris-o cu lacrimi în ochi. Este un omagiu de suflet adus bunicului meu, după mamă, Dumitru Tătoian, care a căzut în luptele de la Mărășești în 1917, alături de fratele său, Ion. Străbunica Alexandra, mama lor, atât a plâns că a orbit de supărare. Acestor eroi legendari le datorăm nemurirea neamului nostru. Glorie eternă! Thank you.
ai țării mele. Voi ați făcut minuni de întrejire pe câmpul de luptă și ați reușit să opriți dușmanul nemilos care ne capătă pământul sfânt, ne întoliază familiile, ne fură bogăția țării, vrea să ne ia libertatea și să ne rugă în rugie. Pentru apărare sfinte chii, ordon, pe aici nu se trece! Prețul vieții trebuie să învingem. Luptați pentru țară, luptați pentru libertatea și independența mamei voastre România! Thank you.
Mulțumesc.